Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm Doors, dar e mai nașpa. Și efectiv așa se numește jocul și imită cică jocul Doors. Nu știu prea multe, urmează să aflăm. Înainte de începe episodul, te-aș ruga să apeși pe butonul de like și de asemenea, dacă se aude sunet de ars sau ceva, să facem mâncare în spate, așa că ghinion. One person limit, ok, deci ăsta e lobby-ul, fascinant. Uite, fața asta frumoasă de acolo. Na bun, eu zic să trecem la acțiune pentru că de ce nu? Skip elevator song. One person limit. La ce se referă? Am intrat! Fraților, ce piesa asta să-mi bat piciorul? Asta ascultăm astăzi. Asta avem în meniu. Ghinion. În sfârșit. Am ajuns. Vai, mamă. Yay, minunatul sunet. Și cheia? Cheia nu există. Uite-o aici, mă, bă, ascuns ăștia cheia. Hai, am un yellow key, aparent o cheie galbenă, fascinant. Și băgăm cheia în găurică, a intrat foarte frumos. Ok, e dors până la urmă, cu grafici de Minecraft, dar este în regulă. Uite o sfântă plantă de cannabis. FBI, open up! O, mă, că glumeam. Ok, dar în ce cameră sunt? Că nu scrie. Sau e secret? Bă, ce realistic e. Efectiv, am crezut că cineva mi-a bătut în dreapta, gen la propriu. Ca idee, m-am și mutat. Puteți vedea că e altfel împrejurul meu. Și am crezut că ceva bate la ușă, că am o ușă în dreapta. Și am ceva genul, what the fuck? Bă, jocul e mai păcălit, bă. M-a păcălit bine. Asta e un ochi? Pot să deschid? Mă pot ascunde? Ok, ochii ăștia de obicei vine sick. De obicei, mamă, prea mulți ochi. Hopa, hopa. O să se întâmple ceva aici? O să fiu urmărit? Oh my god, holy shit, da. Ok, a început urmărirea, perfect. Wow, dar asta trece prin tot, mamă, o să mă prindă. Ok, mi-e frică să mă uit în spate. Am înțeles. Deci începem de la început. Tare. Păi hai să dăm skip pentru că sunetul acela e groaznic. Ok, acum măcar știm ce trebuie să facem și o să fugim, nu o să ne mai uităm în spate. Ok, urmează scena. Ia să vedem măcar cum se spawnează. Oh, am înțeles, vine din perete. Fascinant, frumos, fain, multă putere are omul ăsta. Sparge peretele și... Am înțeles, mamă. O să mă prinde iarăși că m-am buguit, nu? Opa, e mai în spate, hai că e mai în spate. Bă, ce fac aici? A treia oară cu noroc, fraților, așa că... Nope, nici n-am să mă uit în spate. Nu este absolut nimic în spatele meu. Nu se află nimic. Sigur nu vine un om negru cu cioaca mare după mine. Ok, pe aici prin dreapta. Bun. Oh! Gata? A scăpat? Ușor, fraților. Ce-a fost ăsta, mă? Bă, picat, fraier. Nu a putut să sară peste chestia aia. Ce era, frate? Oh! Lanterna, ok. Hopa, cred că vine. Vine Rush? Gata? Ok, ăsta a fost cel mai ciudat Rush din viața mea, dar este în regulă. Sky One, I'm very hungry. Am înțeles. Totul drept, camera, habar n-am ce cameră e, dar e o cameră. Și, ok, camera 50, nu? Camera 50, nu? Ok. Pot să fug și să scap? Oh shit. No, parola. Am înțeles. Oh. Nu-i nimica. Eu nu mă dau bătut. Mai încercăm o dată. Și haba n-am de unde ar trebui să facem rost de o parolă acolo. Nici nu știu cum ar trebui să rezist. Really, nigga? Ochii din umbră. Ia, uită-te la gaura curului meu. Nu vine absolut nimica după mine. Tot drept, foarte frumos. Uite, sărim peste canapeaua asta. Așa, e foarte ușor jocul. N-aveți habar. Ia. Oh! Hai, fraiere, nu mă poți prinde, hai. Ha-ha! Bine, bă, amu, să ne facem creierul la contribuție. Să ne-l punem mai exact. Ia, să scot. Nu? Nu mai este. Oh my god, s-o dispana bricheta.
Oh, și cred că vine Raș, nu? Intră, intră! Bă, m-a omorât Raș. Bă, chiar așa slab la jocul ăsta, mă. Noi bai, ultima încercare, asta e ultima, că nu mă dau bătut. Trebuie să termin dorsul ăsta, bă. Trebuie să termin. Am uitat de el. Am uitat de el, ok. Intens, este foarte intens. Este o alergare intensă, mai ceva ca în Outlast. Este foarte intens. Nu mă poate prinde acest... Era să mor. Na bine, să nu uităm. Întâi vine Raș și după aceea e level 50. Sfântul level 50. Uite, aici vine Raș, ne ascundem. Bagă-te, așa. Nu. Gata? Bun, vine Raș, nu deschidem ușa, nu facem nimica, ne ascundem și op, nici nu apăs nimic. Așa stau. Ok, level 50. Mă rog, ceva de genul ar veni. Oh shit. No, dar care-i parola? Unde mă ascund? Pentagon 9? 9.000? 1. Hai că ăsta-i. Am ghicit codul. 2, 9, 7, 5. What? M-a mințit de pe internet. 5 minutes later. No, bun. Deci. Ok. Avem 7. 7, 7, 7. 3. Ok. Deci, square. Square e 7, parcă. Dacă mor, îmi bag piciorul în el. Nu, rombus e 3. Și square cât e? 7 și rombus e 3. Ok, ok. Deci avem 3. Bară jos, bară jos. 7, bară jos. Ok, l-am notat în chat. Mai avem star. Cât e star? Star e ultimul. Deci e 3, 7, 5. Da. 3, 9, 3, 7, 5 oare? 3, 9, 3, 7, 5. Hai, că a mers. 3, 9, 7, 5. Hai, că a mers. 5 minutes later. Bă, să-mi bag piciorul dacă înțeleg. 3, 2, 9, 7, 5. Magie! Bă, e cel mai bun, mă, n-ai ce zice. Ok, mergem către următoarea cameră unde ne trebuie o cheiță care se află, dracu știu unde se află cheia. Poate în dulap? Da, uite. Cheia magică din dulap. Cheia îngăurică și acum mai departe. Cred că vine ceva, nu? Bagă-te înapoi! Nu, schimbăm dulapul. Mamă, fraților. S-a terminat? Nu. Bă, dar de câte ori mai vine ăsta? Bă, te trimit în concediu. Ia, găsim ceva. Nu știu ce cameră sunt. Tot primesc achievement-uri. Dar în ce cameră sunt asta, nu mai știu. Fascinant, cred. Ia, am găsit aici ceva. Ce e ăsta? Vitamine. Vitamina B, vitamina C. Nu. Iar ăsta cu ochiul. Ok, se pare că o să mai avem parte de o fugă chiar acum. Da, asta e ideea tradițională. Ok, am băgat vitaminele, ia. What? Nu. Ce fac? Sar? Nu. Backrooms, frate. Păi am glumit, dar asta e pe propriu. Ok, asta cred că e un glitch, n-a trebuit să se întâmple sau... Nu știu cum am ajuns să joc din dors prost făcut ceva din backrooms, dar ok, aparent e o chestie. Developerul s-a gândit la asta și tare, detaliu fain.
Bă, fascinant joc, ce pot să zic. Cam atât cu acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea episodul următor. Pa, pa!